Tocmai când credea că și-a întâlnit marea iubire și se bucură în sfârșit de o familie fericită, Ildis va primi o nouă lovitură teribilă din partea destinului. Tânăra va descoperi că soțul ei o trădează chiar cu prietena ei, Cumru. Între timp, Ildis a primit un mesaj anonim în care îi spune că soțul ei o înșală, astfel bănuielile sale se adâncesc și mai mult. În cele din urmă, Ildis va primi și un număr de telefon la care să sune pentru a afla adevărul. Aflat alături de Dogan, Ildis îi va cere acestuia să sune la numărul primit și descoperă vocea fiicei sale, însă preferă pentru moment să păstreze totul în secret. Deși nu a aflat nimic concret încă, Ildis va continua să se frământe și va solicita ajutorul lui Ender și al lui Caner pentru a face noi cercetări. Între timp, Caner va găsi adresa casei după numărul de telefon primit de Ildis și vor merge acolo împreună. Însă între timp, Cagatai va bănui că este urmărit de soția lui și va pregăti o scenare care să-i spulbere bănuielile lui Iltis. Pe de altă parte, Dogan va decide să nu-i spună lui Cumru despre relația ei cu Cagatai, temându-se că dacă va pune presiune pe umerii ei, aceasta va fugi din nou, așa cum făcuse dată trecută când avusese o relație cu logodnicul prietenei ei. Astfel, Bărbatul va pune la cale un plan diabolic pentru a-l îndepărta definitiv pe Cagatai din viața fiicei sale. Între timp, Canan, prietenul lui Cumru, îi va mărturisi adevărul lui Dogan despre noua aventură a fiicei lui, însă bărbatul se va preface că nu o crede și apoi îi va oferi o sumă de bani în schimbul tăcerii sale. Ildis va găsi în buzunarul soțului ei o chitanță de la un magazin din cartierul în care se află casă închiriată pentru a se întâlni cu amanta lui, bănuielile o vor chinui din nou și o vor determina să meargă acolo pentru a se convinge cu ochii ei că totul este sub control. Însă mare îi va fi mirarea în clipă în care odată ajunsă în apropierea magazinului respectiv, îl va zări pe cagatai mergând spre casa și mai mult decât atât, bărbatul va fi întâmpinat cu tandrețe și sărutări de către cumru, care l-aștepta îmbrăcată sumar. Ildis va trece prin cel mai crunt coșmar al vieții sale și nu va ști cum să reacționeze în momentul în care va descoperi că soțul ei o trădează.